Salutare lume, eu sunt Axel și după cum puteți vedea am scăpat de răceală, așa că am revenit cu un video nou în care vreau să vă arăt 5 trucuri faine care îmi plac mie pe Samsung Galaxy Note 2, smartphone-ul gigantic cu ecran de 5.55 și procesor quad-core de 1.6 GHz. Să trecem la treabă! Multi-window îți permite să ai două aplicații deschise simultan. Prima dată v-am arătat această facilitate pe Samsung Galaxy Note 10.1, dar nu am fost prea mulțumit de ea, deoarece avea un pic de lag și numărul de aplicații era destul de limitat. Dar haideți să vă arăt, spre exemplu, deschidem YouTube-ul și ne uităm la un filmuleț pe YouTube și vrem să notăm ceva în S-Note. Luăm S-Note-ul, îl tragem aici jos, creăm o notiță nouă, notiță curată, fără niciun șablon și, spre exemplu, scriem ceva aici, rapid. Și mergem înapoi aici. După cum puteți vedea, lagul a dispărut complet, telefonul se mișcă foarte bine, ferestrele pot fi redimensionate, pot fi schimbate între ele și, în plus, îl putem folosi și în mod landscape. Dacă te-ai obișnuit să folosești mai mult S Pen-ul pe al tău device Note și nu vrei să mai folosești butoanele de jos, poți să folosești gesturile S Pen. Pentru asta trebuie să apeși butonul de pe S Pen și în caz că faci o săgeată înspre dreapta, vei deschide opțiunile, iar dacă faci o săgeată înspre stânga, e ca și cum ai apăsa pe butonul Back. Și acum ieșim din aplicație. În caz că nu prea te pricepi la desenat, adică așa ca mine, și vrei să schițezi ceva rapid, poți să folosești Idea Sketch din S-Note. Intrăm în S-Note, facem o notiță nouă, o notiță liberă, fără niciun fel de șablon, și mergem aici sus, aș avea nevoie la schiță idee, selectăm categoriile și aș avea nevoie de un birou, intrăm la Furniture, selectez biroul, îl redimensionez și îl așez în pagina. Acum aș mai avea nevoie și de un omuleț, din nou sus, schiță idee și scriu man. Man, da, scriu foarte frumos. Man, dacă l-am cunoscut, perfect. Și aleg unul din frumoșii ăștia, să spunem că ăsta. Din nou îl iau, îl aranjez în pagina, îl redimensionez. Și am făcut o schiță în câteva secunde. Nu cred că aș fi putut să fac ceva atât de bun în același timp cu skillurile mele de desenat. O altă chestie faină pe care poți să o faci cu S Pen-ul este că poți să-ți pui comenzi rapide la aplicații sau diferite funcții ale telefonului. Tot ce trebuie să faci este să mergi la setări, la creion S, setări, comenzi rapide și după cum puteți vedea, ultimele două comenzi mi le-am creat eu. Atunci când scriu CAD, mi se deschide CAD RAW, iar atunci când scriu GTA, mi se deschide GTA 3, bineînțeles. Dar vreau să fac o comandă nouă în care vreau să mi se deschidă aplicația Facebook. Căutăm Facebook-ul, Facebook, numai comandă rapidă și scriu aici jos FB. Să vedem dacă recunoaște, a recunoscut FB. Și acum o să vezi. Comandă creată, ieșim. Și ca să folosim comenzile, apăsăm butonul de pe S Pen și facem o săgeată în sus. Perfect, s-a deschis și scrie aici. FB. Dacă recunoaște, se deschide Facebook. A funcționat perfect. Și ultimul lucru pe care vi-l arăt astăzi este Photonote. Pe vremea când pozele se developau, se practica scrisul pe spatele pozei pentru a nota cu cine ai fost, când ai fost și unde ai fost atunci când ai făcut poza. Acum, cu Note 2, după ce faci o poză, poți să apeși butonul de opțiuni, adăugare notă și poți nota ceva pe spatele pozei, așa cum se făcea acum sute de ani. Păi, cam astea sunt funcțiile mele preferate de pe Samsung Galaxy Note 2. Voi v-ați jucat cu Note 2 sau aveți deja Note 2? Scrieți mai jos în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult. Și în caz că aveți idei în legătură cu videourile pe care vreau să le fac sau vreți să testez anumite gadgeturi, din nou, secțiunea de comentarii vă așteaptă. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că v-a plăcut, abonați-vă și dați-mi like.
Noi ne vedem pe data viitoare, ținem legătura pe Facebook și pe Twitter. Pa! Vup!